mulțumim că sunteți alături de noi. Este un moment deosebit pentru noi, sportivii Special Olympics, pentru noi cei care i-am ajutat să participe la acest eveniment. Un eveniment mondial, Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics, la care au participat peste 6500 de sportivi din toată lumea. Este un eveniment care se întâmplă odată la 4 ani, care anul acesta a fost găzduit de Los Angeles, în aceleași locuri în care avea loc Olimpiada în 1984. Pentru că venim din România, avem privilegiul să o avem lângă noi în astfel de momente pe Nadia Comăneci, care face parte din comitetul executiv al organizației Special Olympics International, care ne-a ajutat încă cu mult înainte de a merge la Los Angeles și care a fost alături de sportivii noștri acolo, la defilare și la competiții. Aveți în fața dumneavoastră aici 27 de sportivi, 26 care au fost la Los Angeles și Nicușor, care a avut ghinionul să aibă un accident înainte, chiar în săptămâna dinainte de a pleca și n-a mai putut să facă deplasarea, care au participat acolo la competiții la 6 discipline sportive și care au câștigat câte 7 medalii de fiecare din cele 3 culori. 7 locuri întâi, 7 locuri 2, 7 locuri 3. Cred că e bine înțeles că la gimnastică au fost cele mai multe, la atletism, la înot, la bocce, la tenis de masă și la fotbal. La Special Olympics este foarte importantă participarea. Contează ceva mai puțin performanța sportivă, pentru că performanța sportivilor noștri este în primul rând cu sine. Ei se autodepășesc la aceste evenimente, atât internaționale cât și aici în țară, unde noi organizăm competiții sportive împreună cu partenerii noștri de la organizații neguvernamentale sau școli speciale. În astfel de momente însă, când se văd încurajați pentru ceea ce pot face ei, ei demonstrează abilități din ce în ce mai mari. Și aici este marele succes al lor, în primul rând, și bucuria părinților care sunt cu noi, a profesorilor, a antrenorilor lor. Eu vreau să mulțumesc multor oameni care ne-au ajutat să ajungem acolo, dar o să încep, în primul rând, cu cei care i-au antrenat pe sportivi. Și pentru că vă spuneam că la gimnastică am luat cele mai multe medalii, o să-l menționez pe domnul profesor universitar dr. Gabriel Popescu, care a avut, la fel ca și ceilalți antrenori, multă motivație, multă determinare în tot ce a făcut și vă spun că i-a antrenat pe sportivi de dimineață până seara pe mocheta din holul căminului în care am fost cazați și eu am fost martor pentru că am fost, în primele zile am fost alături de ei acolo. La not, colega noastră, lector universitar, dr. Valeria Bălan, a cărei zi de naștere este astăzi și căreia îi spunem la mulți ani. Ambii de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. La tenis de masă, lector universitar, dr. Enichio Pap, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. La atletism, doamna Zina Costin, de la Fundația Pentru Voi de la Timișoara. La bocce, Iulian Roznițche, de aici din București. La fotbal, domnul Emilian Șerbănică, nu s-a deplasat cu lotul. Roxana, am uitat pe cineva? Am uitat vreo disciplină? L-ai ținut? Am uitat Zina pe cineva? N-am uitat pe nimeni. Au fost însă mulți cei care i-au pregătit pe sportivi la organizațiile din care fac parte. N-am avut posibilitatea să-i luăm pe toți cu noi. Dar delegația aceasta, care a numărat aproape 40 de persoane, s-a putut deplasa în Statele Unite, într-o deplasare lungă, care la ducere a durat 27 de ore, acum doar 22, de-aia vedeți că sunt așa obosiți, cu două escale la Amsterdam și la Minneapolis. Spuneam că această deplasare a fost posibilă numai datorită sprijinului pe care l-am primit din partea Ministerului Tineretului și Sportului, care ne-a finanțat deplasarea acolo și cărora reprezentanților Ministerului, în frunte cu doamna ministru Gabriela Sabo și doamna secretar de stat Carmen Tocală, le mulțumim și le suntem recunoscători, noi, sportivii și antrenorii și părinții sportivilor,
și de asemenea Comitetului Național Paralimpic, care a facilitat achiziția biletelor de avion și a funcționat într-un fel ca un reprezentant al Special Olympics, pentru că dumnealor, Comitetul Paralimpic, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Tineretului și Sportului. Și le mulțumim foarte mult. Vedeți că suntem mulți astăzi aici și asta se datorează, credem, în mare parte contribuției pe care agenția Cohn & Janssen a avut-o pentru promovarea acestui eveniment. O promovare care a început cu câteva săptămâni bune înainte de plecarea la Los Angeles și cu campania care s-a numit Donează un fan, care a început cu un videoclip înregistrat de Nadia Comăneci și apoi a atras alături 38 de sportivi, din sportivii medaliați la Jocurile Olimpice ai României și alți sportivi de legendă, aș spune, începând cu Andreea Răducan, cu Cristina Neagu, cu Clubul Sportiv Municipal București, cu Federația Română de Fotbal și președintele Răzvan Burleanu, Marian Drăgulescu și mulți, mulți alții îi găsiți pe pagina Donează un fan și le mulțumim foarte mult pentru că nu numai că ne-au promovat, ne-au dat foarte mulți din fanii lor și am reușit într-o perioadă foarte scurtă să fim foarte, foarte cunoscuți și cu niște performanțe extraordinare pentru această promovare în social media. Pentru noi este deosebit pentru că de multe ori am avut poate finanțare și n-am reușit să obținem o promovare ca acum când totul s-a făcut gratuit. E paradoxal, dar a fost extraordinar și sperăm să rămâneți alături de noi, să dați în continuare like-uri și share-uri, pentru că este foarte important. De ce e important? Nu neapărat pentru noi ca organizație să ne cunoaștem, dar sportivii noștri de prea puține ori au ocazia să fie cunoscuți pentru ceea ce pot face ei, pentru abilitățile lor, acelea care sunt. Vrem să fie cunoscuți pentru că astfel se va schimba societatea din țara noastră și ei vor fi acceptați pe stradă, nu o să se mai uite lumea. Da, acum o să se uite când o să-i vadă cu medaliile la gât, se vor uita la ei pentru că au medalii la gât. Vor fi acceptați la un loc de muncă, la o școală normală, nu la o școală specială, într-un mediu segregat și așa mai departe. Noi încercăm să contribuim cu ce putem noi la o societate inclusivă, mai bună și mai primitoare pentru sportivii noștri, care de multe ori sunt numiți copii, ei sunt copiii dumneavoastră, dar nu mai sunt copii, sunt adulți acum și eu sper să aveți ocazia să vorbiți cu câțiva dintre părinții de aici și să vă spună, spre exemplu, de Mădălina, că n-a plecat niciodată 2 săptămâni de acasă fără mama. Și noi am fi luat-o de mai mult timp, dar n-am putut să o luăm că nu se dezlipea de mama. Și avem un sportiv la not care este foarte bun, este foarte, foarte bun, cu performanțe mari, e foarte tânăr și care, din păcate, din cauza faptului că nu se poate desprinde de familie, n-a putut să fie acum cu noi în America. Dar e timp și va fi. Așa cum a fost, spre exemplu, Ana Baltag, o sportivă care a luat medalie de aur la not și care a fost cea mai tânără sportivă din toți cei 6500 care au participat la Los Angeles. Are doar 12 ani și a fost cea mai tânără sportivă și noi ne-am bucurat foarte mult. România, să știți, este recunoscută acolo pentru Nadia, dar și pentru sportivii noștri care îi vedeți aici și cu care noi ne mândrim foarte mult, nu-i așa? Ok. Nu vreau să vă rețin mai mult. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost aici. Le mulțumesc părinților că au avut încredere în noi să ne dea copiii pe mână 2 săptămâni. V-am adus înapoi, sperăm, mult mai bogați sufletește și cu multe cadouri pe care le-au primit acolo de la organizatori și de la gazdele noastre. Noi, înainte de competiție, e un program care la Special Olympics se cheamă Host Town. Am fost găzduiți și iarăși am fost norocoși, am fost găzduiți la Santa Monica, o stațiune cunoscută acolo și foarte apreciată. Ne-au răsfățat, am făcut baie și în ocean un pic. Nu? Da. A fost o experiență minunată pentru noi toți. Vă mulțumim și dacă vreți să vorbiți cu sportivii sau cu părinții, vă stăm acum un pic la dispoziție, dar vreau să mulțumesc și gazdelor noastre de la aeroportul Otopeni, care ne-au, sau Henri Coandă, care ne-au primit în spațiul acesta deosebit și ne bucurăm că i-ați cunoscut pe sportivii noștri. Vă mulțumesc!